Ai noroc băieți bine v-am găsit la un nou episod de SAM De data aceasta suntem alături de Răzvan GBR-ul Frate băieții Înainte să începem și noi episodul ăsta puternic pe acest cont puternic din Hitman Agency Vă rog să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe Am primit și noi acest cont de la Dan, prietenul nostru, cu un Hitman Agency rank 2 Hai să vedem așa o scurtă prezentare a contului pentru nivel 60 Avem 36 de milioane în bancă, binișori pentru nivelul lui și avem aici o colecție surprinzătoare de 20 de mașini, nu ne așteptam așa la așa ceva, sigur a băgat bani în joc. Hai să facem și niște contracte, am zis să fac niște contracte pe episodul ăsta, nu cred că vă așteptați să mai postez încă un episod anul ăsta. Deci noi un get gift, get, get, gift, auzi, și un undercover, dar mai aici order, order 2 mi se pare că e la mai așa mai, mai în regulă. Și mergem către Mario mână, capa frate, tog. Stai așa să închid Frecvența set, freq 0 Exit Find 46 Mamă, am intrat fix la Payday Așa, stai că mi s-a blocat samp Ce spui Răzvan, faci și noi 50 de like-uri la acest videoclip? Eu zic că putem și un 60 Hai mă băie să strângem și noi 60 de like-uri la acest videoclip ca să nu-l dezamăgim pe Răzvan să se apuce și el din nou de samp Mergem acum după Mario cu acest elicopter foarte puternic Sper să nu fie un contract foarte greu pentru că nu prea am chef să stau să alerg după lume. Bine, e Mario mână capa, frate, dacă te uiți la acest episod, cum sigur te uiți, te pup și te respect maxim. Sper să stai pe loc futute în dinți, cum aș spune, dar nu spun. Paolo, uite-te că se mișcă, băi, se mișcă, băi. Asta că se oprește undeva, nu e nicio problemă, mergem după el, îl alergăm până se oprește. Ia să vedem că vă căsau să a să dacă am și eu noroc să-i dau măcar un 300 de metri. Hai că cred că i dau dacă e. Mă, no, dar nu-i nicio problemă că mă aici pe asta. Parcă asta. Pe columna lui Trean ia că mi-a culorul razna, nu face nimic nicio problemă. Dăm așa repede, 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 repede. Mamă, dar deja sunt 250 de metri, 220, hai să încercăm un în 300 totuși, dar nu cred că îl mai văd dacă încerc un în 300. Da? Mai văd aici? Hai măcar 250. Hai că e bun și 40 ta, o iar e bugul ăla de trebuie să tragi cu gloanțele pe pământ. Bă, băgați-i picioarele în el. Hai să dăm 250 așa. L-am luat de la 251, ce să mai suntem puternici, acum că trebuie să așteptăm pentru următorul contract. Foarte bine, avem doar 5 minute de așteptat, am luat și 13 ca puternici bani pe care o să mi transfer, bineînțeles, pe contul meu. În câte vă contul ăsta e destul de potent, așa el financiar la nivel 60, puțin cam, cam prea potent. Ia bizar, n-are, n-are niciun business, dar are casa asta aici am Prickle Pine. Hai să și cancel, cancel, find că a terminat contractul. Îmi cer scuze pentru episodul de ieri în care m-am bâlbuit incontestabil foarte rău. Să sperăm că în ăsta ne bâlbâim la fel. Vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru like-uri celor care ați dat, celor care n-ați dat, nu vă mulțumesc. Pentru că nu vă costă nimic să dați like, ce să vezi. Adică eu cred că puteam să strângem și noi un număr mai mare de like-uri pentru Vizualizările alea, dar să vedem la episodul ăsta cum vă țineți Eu cred că putem, vorba lui Răzvan, să strângem și noi măcar 60 de like-uri N-aveți peu să strângem câte vizualizări atâta like-uri Mamă, Răzvan, ce bine le zici Hai că mi s-a desactivat și mi-a undercover-ul. Ia mă, băi, să vedem și noi așa Averea așa la mișto alu' Dan Să vedem dacă are și el, păi deja începe prost N-are și el hidden pe... Mamă, da, are, mă, dacă câte monstrui are, Sunt în garaj. Bă, lasă-mă, care are garaj ăsta, e și cum intri în garaj. Apeși fum, -mă, mă gândesc, da. Nu are garaj de la mare. Ia să mă aici. Ia uite, cu hidden, cu hidden, cu hidden, cu hidden. Bă, doar are pe toate mașinile hidden în garaj, mâncați așa. Na, mă, na. Are avere prostă, ce vorbești? Pentru nivelul lui chiar are avere bună. Cred că are avere destul de mare. Nu știu dacă sunt 100 de caca. Cum ești, mă, liv? Dar vreo 70 de caca cred că tot are avere cu tot cu banii chești la mână. Bine, casa asta nu poate să o vândă, dar că house numele casei, house name. Păi e de aia de, de nivel 199. House name Bizon Roach Audi, frate, da și voi subscribe acolo. Bă, dar mi-a calculat o răznă cu de câte vorbesc. Cânta... Tu ai scăpat de benzinerie? Da, am dat tot mult benzinerie. Am dat-o pe 3 luni, cred. În fine. Ia, merge get Mergem la pe vlăduț. Am o capră, vrei să o... Pa, fi atent că stai la casino vlăduț. Enter, order 2, order 2, order 2, exit. Cred că vlăduța nostru e la casino, ia să vezi. Bă, dar nu am și o hartă așa să văd. A, nu e la casino, hai e bine. Cred că reușim să-l dovedim și pe vlăduț. Bă, dar face calculatorul ăsta urât numai așa când... Când încep să vorbesc după vreo 2-3 secunde, după aia când tac, nu mai sa aude. E și el. Ce? și el. Păi să știi, ia să vedem dacă reușim să o luăm pe Vlăduț sau o luăm în mânuță. Vreau să-i dau tot așa, peste 200 de metri la raport cum stă. Uhu, păi nu prea are raportul gata, dănuța nostru. Mai trebuie 15... Ei, Eu aproape mi-l terminai în poliție. Bine, mai am puțin. Am avut și de recuperat cum. Că intrai de dimineață, rup raport. Ia, ia, că Vlăduț face fiș. Da, Vlăduț face fiș. Stai că știu o, o locație trăznet o locație trăzne pentru ăștia de fac fișa aici, din partea lui, din partea lui Luis Vasile, frate, cel mai bun hitman. Ia mai e în uh, hitman. Lui ia uite, la 5. Oh, uh, șmecher. Uh, ce vorbești? Șmecher. Îl așteptăm aici, nu să face, nici, nici nu să pune problema, că sigur face da Dar ce, jobul zilei fiș? Nu e curier. Ia la fișe, nu? Sper. Da, fiș face. Fiș face al meu. dăm de aici că ne-a învățat lui să-i o dăm 500 de metri, 500, 476, 440, 401, 362, 286, ia uite-l. Da, așa, repede, repede. A, stai că vin de pește și Uite-o că nu intră glonțul Doamne, iar trebuie să-l aștept. Futus bugurile măti să-s. Hai că apare vlăduța nostru, îl așteptam mult și bine că el nu mai vine. Sta afeca acolo la fiș, dar merge noi spre el, sper să nu revină după afeca că merg eu spre el. Pentru că ar fi foarte urât din partea dumnealui. Dar acum și dacă revine, îl așteptăm înapoi la fiș, aia e. Dacă ia câte 10 minute să pescuiască, înseamnă că am și eu 10 minute ca popa să-l omor. Totuși aș încerca să-i dau un 300 de metri, dar nu prea reușesc, că e groapa aia aici. Groapa mare anelor. și lom pe Vârlează. vlăduț. Îl luăm pe Vladus Bine, nici nu mai dau 300 de De fapt, hai că încerc să dau 300 de metri, poate reușim să mai facem un contract. Dacă nu mai sunt disma, nu i mai dau, las. Nici nu-l văd. E în mașină? Hai că încerc să mă sui. L-am luat, mă, de la 292 de metri, dar tot nu pot să trebuie să mai aștept. Nu s-au găsit asasinate. Pe păi ei nu mai sunt asasinate, mă, băieți. Cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu cred că mă descurc foarte bine la asasinări. Dacă nu sunteți abonați, vă rog să faceți acest lucru, să dați un like dacă sunteți drăguți. Eu am fost Ceaudi, el a fost Gembereu. Salut, Răzvan. Salut.